Am să încep prin a vă arăta coperta. Coperta acestei reviste este o scenă, o imagine din pavilionul României și mi se pare foarte interesant cum s-au legat lucrurile. Pe coperta a patra aveți o lucrare semnată de Ioana Stanca, pe care o vedeți aici în primul rând. E o lucrare care are foarte multe din suprarealism și pe care aș fi putut, sincer, să o văd la Veneția în Bienală. Așa că e o unitate în această revistă, pe coperta întâi și pe coperta a patra. Mi-am amintit cu această ocazie, gândindu-mă la această lansare, că în 2011 am coordonat un alt dosar dedicat Bienalei de la Veneția. Atunci era o altă ediție, evident, de Bienală, un alt pavilion al României, atunci erau diferite, mai mari sau mai mici, scandaluri sau provocări venite dintre o relație tensionată între curator și artist și am mers pe această zonă, am încercat să dezbatem toată relația asta complicată între artist și curator, cât de mult curatorul îl respectă, duce mai departe ceea ce comunică cu artistul, care sunt aceste granițe destul de fragile între curatoriat și atelier și artist în sine. De data aceasta ne-am aflat în fața unei alte provocări pe care am abordat-o oarecum diferit. Mi s-a părut foarte important să avem, pe de-o parte, criticii istorici de artă care vorbesc despre această ediție de Bienală și spun clar istorici de artă pentru că e o ediție care nu e doar de artă contemporană, e foarte mult prinsă în istoria artei și în avantgardă și o să vorbim despre asta mai pe larg. Pe de altă parte, mi s-a părut important să ne dedicăm unor pavilioane. Și mă gândesc acum la pavilionul României, dar nu doar la el, mă gândesc și la două alte pavilioane care au anumită importanță și greutate în această expoziție, în această ediție de Bienală. Este vorba despre pavilionul Poloniei, care se învecinează cu noi, avem un perete comun, dar și pavilionul Germaniei. Am fi putut să extindem și mai mult, dar întotdeauna trebuie să te oprești undeva. Avem eseuri, cronică de expoziție, dar și interviuri și vom vorbi și despre acest gen al interviului și cum l-am abordat aici cu unul dintre invitații noștri, dar și de o intervenție artistice. În ultimii ani, de fapt, am devenit mult mai sensibil atunci când merg la Bienală să mă întâlnesc la vernisaj, fie cu oameni din... Cu oameni din Brazile, evident, dar mă întâlnesc cu istorici de artă, cu critici de artă, ca și mine, dar mă întâlnesc frecvent și cu artiști. Și m-a plăcut foarte mult să le aud propria lor sensibilitate față de ceea ce văd în Bienală, să înțeleg că temele lor sunt foarte prezente în Bienală, că ei se văd acolo sau de multe ori intră într-o dezbatere, ori într-o revoltă cu ceea ce văd la Bienală sau din contră, ceea ce fac ei ar putea foarte bine să-și găsească locul acolo, în conceptul mare al expoziției, așa că i-am invitat pe doi artiști să fie prezenți cu un insert de alt tip, o comunicare vizuală în paginile revistei Arta. Am să încep prin a-i prezenta pe cei care sunt alături de mine și apoi am să vorbesc puțin despre cei absenți și ce au scris ei și apoi o să le dau cuvântul. Tiana Alexe, care s-a ocupat de comunicarea proiectului României, proiectul Adinei Pintilie în pavilionul României la Bienala de Artă de la Veneția și vom vorbi puțin despre receptarea acestui pavilion. Încă o mică paranteză, mi se pare extraordinar, Bienala s-a închis duminică după 7 luni de zile și noi ne întâlnim chiar așa, la cald, imediat după ce s-au închis porțile și ar fi interesant să vedem chiar reacțiile la acest pavilion al României. Bogdan Bolan, critic de artă, care a semnat alături de mine un interviu cu Adina Pintilie și a realizat un alt interviu cu curatoarea română Corina Luce Apostol, cea care, deși este o curatoare din România, a curatoriat un pavilion al unei alte țări, Estonia, în clădirea pavilionului Olandei. E foarte interesant acest discurs, cum se schimbă, deși ne sprijinim pe reprezentarea națională, iată că și la Veneția se schimbă aceste discursuri. Țările găzduiesc alte țări, găzduiesc curatori din alte zone. Raluca Oancea, critic de artă, profesoară la Universitatea Națională de Arte din București, semnează în revista Arta două eseuri dedicate, în primul rând, miezului Bienalei și ea o să vă vorbească puțin despre acest lapte al viselor, conceptul curatoarei Cecilia Alemani, dar se concentrează apoi și pe diferite direcții pe care le-a surprins ca un miez comun al acestei Bienale în pavilioanele naționale. Roxana Donaldson, ea este artistă și cercetătoare studii vizuale. Ne-am întâlnit la CESI, la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii.
mi-a fost studentă și l-am simțit foarte apropiate ca, ca tip de, de înțelegere a artei. Și Roxana a vizitat Bienala și a venit cu această intervenție artistică ca răspuns la Bienală, ca sensibilitatea ei prelungită în această Bienală. Și Bogdan Ghiu, care semnează un text despre ce se vede în afara Bienalei, pentru că am și gândit acest dosar că un fel de sunt cercuri concentrice, intrăm în, în miezul acesta al apelor viselor, ceea ce se întâmplă la Arsenale, pavilionul central, mergem pe urmele României, pe urmele altor țări în pavilionele naționale, dar apoi ieșim în afara Bienalei, sunt atât de multe evenimente colaterale, cum știți, la fiecare ediție, și ce s-a întâmplat în acest an a fost poate și mai interesant ca în alte ediții, de fapt de fiecare dată vedeți nume foarte mari, cu o mare greutate pe scena de artă contemporană, prezente cu expoziții, în spații poate tipice, dacă mă gândesc la Marlene Dumas, într-un loc dedicat artei contemporane, dar l-am văzut pe Ansel Kiefer în Palatul Dogilor, în Sala de los Putinio, sau pe Anish Kapoor la Academia, avem acest, sau Bruce Nauman, Bruce Nauman tot într-un spațiu dedicat artei contemporane. Dar ieși din Bienală, vei să te întorci la, la arta Veneției și totuși dai până la urmă tot de artă contemporană, că așa asta înseamnă Bienală de la Veneția. Am să vorbesc pe scurt despre, despre cei absenți și apoi le, le dau rapid cuvântul celorlalți. Semnează eseuri și Melania Andronic, este un tânăr istoric de artă de origine română, dar trăiește în Italia și preocupată de istoria Bienalei de la Veneția și a merge pe urmele ochilor Bienalei, acelor care se întorc către tine ca, ca spectator și avem chiar câteva imagini cu o selecție de ochi. Care a obsedat-o atunci când a vizitat Bienala de la Veneția. Ea merge pe urmele lui Harald Zeman, acest celebru, binecunoscut curator care a schimbat practic paradigma curatoriatului, care a curatoriat Bienala în 2001 și vorbea atunci despre ceva până la urmă o schemă simplă despre ce înseamnă fenomenul expozițiilor. Privește și în același timp privit, ești protagonist și spectator în același timp atunci când ești prezent la Bienală. Vedeți imagini din pavilionul Braziliei sau din pavilionul Ungariei, Danemarca, sunt diferite țări prezente în, în imaginile ei și chiar am realizat când citeam eseul ei că a făcut o selecție la sânge, erau, puteau fi mult mai mulți ochi care te priveau în această ediție de Bienală. Perspectiva mea din cele două texte pornește cumva de la Leonora Carrington, o artistă suprarealistă, poate mai puțin cunoscută decât partenerul Marx Ernst, cu care a avut o relație furtunoasă. Totuși, cred că faptul că această bienală ne-a dat șansa de a afla mai mult despre această parte a curentului suprarealist este importantă. Viața artistei este la fel de importantă ca opera sa și, practic, faptul că ea a trecut prin experiențele de viață dramatice, a fost internată în mai multe spitale de boli mentale, a peregrinat prin Europa și în cele din urmă s-a stabilit în Mexic, unde a dus acest filon al suprarealismului și unde a devenit una dintre cele mai cunoscute artiste feministe. Cred iarăși că este deosebit de important. De asemenea, titlul Bienalei Laptele Viselor a fost îndelung comentat, chiar aseară cumva intrasem într-o polemică apropo de această simbolistică a visului într-o perioadă marcată de crize, crize care mai de care politice, ecologice, crize energetice și așa mai departe. Ceea ce cred eu este că discuția despre vis și suprarealism presupune o reluare și o recontextualizare, în niciun caz o copiere, și este vorba poate astăzi despre un suprarealism care a reușit să se despartă de posibile accente maciste sau de ceea ce acuza Bataille că nu există o implicare la nivelul materialismului de bază. Și este vorba de asemenea, a spune, de o posibilă cheie de citire postumanistă. Acest lucru poate fi demonstrat inclusiv de prezența în catalogul Bienalei a unor texte, spre exemplu, al autoarei cunoscutei Rosie Braidotti, Donna Haraway, și tot felul de proiecte care, aș spune eu, pornesc de la
aceste concepte specifice postumanismului, cum ar fi devenirea celălalt, devenirea animal, devenirea vegetală. Toate aceste idei îl au la bază pe Gilles Deleuze și pe Guattari, acest cuplu de filozofi care cumva au încercat a găsi un punct comun omului, animalului, vegetalului. Și iată că o întoarcere în timp, poate mașinii, și o întoarcere în timp, poate până la Bergson, ar fi iarăși indicată la cărți importante, cum ar fi Evoluția creatoare. Și toate aceste chei de citire ne pot ajuta să înțelegem mai bine tot soiul de lucrări în care vedem niște hibridizări între tineri bărbați și copaci sau între diverse mașinării și indivizi umani, sau ca să dau un singur exemplu, o posibilă devenire animal în într-un film care a fost transformat într-o instalație haptică și în același timp optică. Era vorba despre o proiecție multicanal, trei canale, care putea fi urmărită de pe spatele unui animal poros. Coada animalului ieșea din cameră, astfel încât spațiul de acolo era clar că era transformat într-o spațialitate care nu mai asculta niciun fel de legile fizicii și trebuia citită afectiv. The Severed Tale se numea această instalație. Ce-aș mai putea aminti, chiar și ideea aceasta de vis, nu ar trebui neapărat să transmită, nu știu, să impună un mesaj contemplativ, ci poate fi asociată și cu ideea de libertate. Vezi interesul suprarealiștilor pentru libertate. Ceea ce vedeți aici sunt alte lucrări despre care am scris, de exemplu, cele două lucrări care au tema apei la bază din pavilionul Serbiei. Este vorba despre o mare digitală și o posibilă contemplare high definition. Practic avem de-a face cu niște proiecte imense în care tot ce vedem este artistul redus la un punct traversând un bazin de 800 de metri sau de asemenea o altă lucrare cu valuri ale mării pe care eu am asociat-o cu un spațiu vid, în vidul în termenii lui Deleuze, de asemenea un vid afectiv cu care astăzi ne întâlnim destul de mult. Nu știu exact ce aș mai putea adăuga. Cele două capsule, cred că este vorba despre Rebecca Horn, da, și ideea aceasta a cyborgului. Practic, apropo de postumanism și de ideea aceasta de a redefini omul, astfel încât să nu mai asociem umanismele cu un anumit gen sau o anumită etnie. Apare clar și în acest pavilion. Aici Corea și un festin digital, am putea spune, al ochiului. Este vorba despre o instalație formată din cinci componente care sunt sincronizate. Prima componentă primește semnale de la particulele care intră în cosmos, în atmosfera terestră, și apoi prelucrează aceste semnale și le transmite celorlalte componente, care sunt într-adevăr, au această componentă mașinică, plăcuțe Arduino, care controlează comportamentul
digital al instalațiilor, dar pe de altă parte ce mi se pare foarte important este că proiectul are și o componentă materială. Una dintre cele 5 lucrări folosește, spre exemplu, apă din canalele venețiene. Și în spate există un text filosofic și există trimiteri la niște desene care mie, cel puțin, îmi aduc aminte de desenele lui Leonardo despre potop, acele misterioase desene acompaniate de formule. Mulțumim, Raluca! Cam asta ar fi și dacă mai mi-aduc aminte, nu știu, mai ales. Sigur, da, oricum. Uite, acum o să intrăm în pavilionul României. Diana, Alexa, să ne spună puțin despre acest, despre pavilion, de fapt despre cum au fost aceste luni în pavilionul României. Pe de-o parte critica ce s-a scris în presa internațională, dar și acele reacții imediate ale publicului, pentru că dincolo de la începuturile Bienalei vezi numai această bulă alumiate. Pe de altă parte să nu uităm că Bienalea e vizitată de fapt de foarte mulți italieni și de pur și simplu de oameni interesați de artă și cultură. Nu trebuie neapărat să fie în această lume artei. Diana. Într-adevăr, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație, pentru paginile dedicate proiectului nostru și pentru că ne sunteți și ne-ați fost partenerii media. Chiar duminică primeam... Chiar duminică primeam pe grupurile noastre imagini și videouri de la pavilion și, mă rog, de la Veneția. A fost foarte multă lume, au fost peste 800 de mii de bilete vândute pe lângă preview și pe lângă invitați. Au depășit toate recordurile din cei 127 de ani, dar poate că era normal după 2 ani de pandemie ca lumea să-și dorească, să vină, să vadă artă și să participe. Legat de proiectul nostru, tu ești un alt eu, o catedrală a corpului, al Adinei Pintilie și curatoriat de Cosmin Costinan și Victor Neumann, reacțiile în presa și națională, dar și internațională au fost, ne-au copleșit, ca să spun așa. Au fost foarte multe și de la The Guardian, la Art News, la Piflax, la anumite reviste dedicate zonei educaționale sau doar artelor vizuale. Am strâns destul de multe cronici, review-uri foarte, foarte bune de la, nu știu, Capodopera Momentului sau fiecare a văzut și a simțit proiectul diferit. Dar, într-adevăr, și mie cel mai mult mi-a plăcut să aflu acele reacții la cald, chiar de la mediatorii noștri. Pentru că proiectul nostru, pe lângă expoziția din pavilion, a avut și o instalație VR la Institutul Cultural Român, și a avut și un program de mediere care a reunit 37 de tineri din 7 țări diferite, din 5 universități partenere nouă, și ei s-au ocupat de această mediere, dar pe lângă asta au făcut și studii și au făcut un întreg research al acestor 8 luni. Și vorbeam cu ei zilele astea și mi-au dat să citesc așa câteva lucruri mai picante, să zic, și îmi spuneau că au ieșit foarte mulți oameni plângând și care se întorceau și a doua zi și ziceau că au fost copleșiți de emoții. Și a fost cazul unei artiste din New York care a venit într-o zi, l-a văzut, a ieșit plângând, a stat de vorbă cu mediatoarea, cu studenta, s-a întors a doua zi și apoi a zis, ea fiind pictoriță, o să vreau să fac o lucrare, simt că m-a inspirat și o să vă cer acordurile și vouă și vreau să lucrez. Și la câteva luni, într-adevăr, mi-a trimis și mie Adina Pintilie astăzi, că mi s-a părut așa impresionant, am primit o pictură făcută de acea artistă, inspirată de personajele din instalația noastră video. Acum, la final de bienală, putem spune că suntem copleșiți de toate aceste reacții, că că o să continuăm și o să aducem și în România această instalație la anul Timișoara, apoi în octombrie o să ajungă la Stuttgart în Germania, și vă mulțumim dacă
aveți ceva întrebări, nu știu, legate de... Poate trebuie să spui puțin că va avea loc acest simpozion pe 14 decembrie da. La unea de ce, să spui câteva cuvinte. Da, că e tot o prelungire acestui proiect. Exact, ca să pun încheierea programului de mediere și a bienalei la una de ce, va fi organizat un simpozion despre politicile corpului și despre corp, la care sunt invitați atât câțiva mediatori care au participat în aceste 8 luni la Bienală, dar sunt și mai mulți speakeri, inclusiv Daria Ghiu, care vor aborda aceste teme despre corp, despre intimitate, pe 14 decembrie la una de ce. Sediul de la din Tudor Arghezi. Da, sediul de la Cinetic. Cinetic. Mulțumesc foarte mult, Ioana Alexa, dar nu mai vreau să adaugem câteva cuvinte despre Pavilionul României. Da. Mi-am adus aminte și cred că e interesant să amintesc și în seara aceasta faptul că acest pavilion al României a plecat de la filmul Touch Me Not, pe care sunt sigură că îl cunoașteți, și din punct de vedere al teoriei media, pasul important a fost faptul că au fost depășite niște limite ale cinematografului, adică acea limitare a filmului la un ecran dimensional și de asemenea acea fixare a spectatorului pe un loc, pe un scaun. Practic ceea ce s-a întâmplat acolo, să spunem că poate intra într-o nouă paradigmă post-cinema, în care filmul se apropie până la indistinție de instalația video, și ceea ce se putea întâmpla acolo era ca spectatorul practic să se plimbe printre aceste ecrane multiple, să se apropie oricât de mult de imaginea filmată și practic să, nu știu, interacționeze într-un mod mult mai liber cu convențiile imaginii dinamice.